Existența noastră a oamenilor se bazează în mare măsură pe interacțiunea cu cei din jur. Formele verbului la modul imperativ sunt foarte des folosite atunci când ne adresăm către un interlocutor, cu scopul de a-i cere să acționeze într-un anume fel. Folosim o intonație specifică pentru a exprima o rugăminte, a da un ordin, a face o chemare. Și toate acestea sunt legate de folosirea verbului la modul imperativ. În continuare, îți propun o scurtă recapitulare a tipurilor de enunțuri, câteva informații utile despre modul imperativ și aplicații necesare pentru utilizarea corectă a formelor verbale la modul imperativ. Să începem așadar. În funcție de scopul comunicării, există patru tipuri de enunțuri. Veverița este un mamifer cu o coadă lungă și stufoasă, este un enunț asertiv, deoarece cuprinde informații despre caracteristicile acestui animal. Enunțul exclamativ "Ce drăgălașe sunt veverițele!" exprimă afecțiunea și admirația vorbitorului. Întrebarea cu ce se hrănesc veverițele este specifică unui enunț interrogativ. Iar enunțul ocrotiți veverițele este imperativ, deoarece exprimă un îndemn sau o chemare.